Stimați credincioși, vă invit acum să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Luca. Vom citi din capitolul 16, Cuvântul lui Dumnezeu, începând cu versetul 19. Să luăm aminte la acest cuvânt. Este un cuvânt pe care l-a rostit Domnul nostru Iisus. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților în chinuri, și-a ridicat ochii în sus și a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Mă invit cu respect să vă reașezați. Stimați credincioși, frați și surori, în Iisus Hristos Domnul, înainte de toate, îmi exprim bucuria și mulțumirea față de Dumnezeu pentru onoarea pe care am primit-o alături de dumneavoastră să fim împreună în această zi de sărbătoare și să ne închinăm la oaltă lui Dumnezeu împreună cu cei care astăzi, îmbrăcați în haine albe fiind, vor încheia legământ cu Dumnezeu botezându-se în apă. Dumnezeu să binecuvânteze aceste suflete, 13 la număr, familiile lor, rudeniile lor și în toate să propășească, să propășim pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. În această zi am venit în mijlocul dumneavoastră cu dorința în inimă de a vă împărtăși cuvântul. Vom vorbi în această zi, din pasajul pe care l-am citit, un mesaj pe care l-am intitulat Ferestre înspre lumea de dincolo. Vom vorbi despre lumea de dincolo în acest mesaj intitulat Ferestre spre lumea de dincolo. Lumea aceasta în care noi trăim acum poate fi comparată cu o clădire, cu o casă. Imaginați-vă așa o clădire, o casă, care are 4 pereți. Are deasupra tavan și, desigur, are podea. Imaginați-vă că această casă, însă, nu are ușă și nu are ferestre. Cândva a avut ferestre, dar cineva din interior s-a gândit să le astupe. În locul ferestrelor a făcut zid. Cineva apoi a stins lumina. Și nu numai că a stins-o, dar a distrus orice sursă de iluminat. S-a și pierdut de mult în amintirea oamenilor, a celor care locuiesc în casă, ideea că undeva, cândva, în trecut, era lumină. Așa îmi imaginez această lume. Ca o casă cu 4 pereți, cu tavan și cu podea, fără ușă, fără fereastră. Vorba profetului Isaia, țara în care locuiește acum
întunericul. Sigur, la un moment dat, în această lume închisă, fără lumină în exterior, cineva și-a pus o întrebare. Oare dincolo de zid, dincolo de pereții încăperii noastre, mai e ceva? Sau totul e aici? Aici ne-am născut, trăim o vreme, murim, ce se întâmplă după ce murim? Nu știu. Oare dincolo va mai fi ceva? Sigur că răspunsurile au început să vină. Dintre cele mai năstrușnice și ciudate, răspunsul ateic a spus, dincolo de zid, nu mai e nimic. Totul e aici, să trăim, să mâncăm, să bem, mâine vom muri. Și cu asta s-a încheiat totul. De bună seamă că adevărul este cu totul altul. S-a întâmplat în istoria omenirii că într-o zi cineva care mai înainte de a fi în lumea noastră era în lumea de dincolo, s-a născut în lumea noastră. Numele lui este Domnul Iisus. El a venit din lumea de dincolo, de la Dumnezeu Tatăl, s-a întrupat și a început să locuiască printre noi. Prin misiunea lui, prin cuvintele, prin faptele lui, prin lucrarea sa mântuitoare, așa îmi închipui că Domnul Iisus s-a dus la zid și a lovit în el cu putere. Și în deschizătura făcută a așezat o fereastră. Și apoi încă una, și apoi încă una. Și a împodobit de jur împrejur pereții lumii noastre cu ferestre, cu deschideri spre lumea de dincolo. Așa a venit la noi lumina. De acum, ferice de cei care au ochi de văzut, ferice de cei care au urechi de auzit, ferice de aceia care iau aminte la ce are de spus Domnul Iisus. Să ne întoarcem la cuvântul citit. Foarte bine, acest pasaj biblic reprezintă ferestrele înspre lumea de dincolo. Imaginați-vă că ați fi între ascultătorii Domnului Iisus care au fost prezenți atunci când Mântuitorul a rostit aceste cuvinte. Intenția Domnului a fost aceea de a ne vorbi despre ce urmează dincolo. Dar după cum veți băga seamă, el începe de la lucruri care ne sunt cunoscute, de la realități pe care le experimentăm în viața de zi cu zi, ca apoi, progresiv, pas după pas, să ne conducă spre acelea care urmează să le descoperim. Iată cum începe. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în insubțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu aceste cuvinte, Domnul Iisus deschide prima fereastră înspre lumea de dincolo. Cum am putea oare să rezumăm aceste cuvinte mai multe la număr în ceva mai scurt, mai succint? V-aș propune să le rezumăm așa. În lumea de pe pământ, oamenii sunt împărțiți în două categorii. Unii oameni sunt bogați și alții sunt săraci. De bună seamă că această împărțire poate fi văzută din multe puncte de vedere. Mereu observăm în lumea noastră a oamenilor împărțire, pe tot felul de criterii. Aici este remarcat un criteriu, și anume statutul pe care cineva îl are cu pornire de la starea lui pământească. Oameni bogați și oameni săraci. Despre acest bogat a cărui nume nu e pomenit, aflăm că se bucura de bogăția lui, ducea o viață plină de veselie și de strălucire. Despre cel sărac aflăm că era bolnav, probabil că sărăcia lui se înrădăcina în suferința lui, și că își dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului. Se întâmpla că în vremurile acelea, oamenii când se adunau să facă o petrecere, se puneau roată în jurul mesei,
Nu, să nu ne închipuim o masă cum sunt mesele pe care le avem acum, cu scaun și așezați în jurul mesei pe scaune, ci o masă așa înaltă, poate cam atâta de la pământ. Și în jurul mesei, sprijiniți pe cot, stăteau mesenii și pe masă erau bunătățile. De acolo era luată o bucată, zicem, de pâine și era ruptă așa în mână și apoi muiată în ce era pe masă. Și după ce mușca din ea, mesianul ce avea în mână, restul acela, îl punea sub masă. Era partea nenorociților. Lazar la asta se gândea. O situație foarte ciudată, care stârnește revoltă, pe de o parte. Pe de altă parte, îți deschide ochii la realitate. Adevărul e că pe parcursul vieții sale, omul poate fi pe rând bogat, apoi sărac, apoi iar mai bogat, apoi iar mai sărac. Nu știi ce roluri poți juca în viață. Drept este că depinde tare mult și cu cine ne comparăm. Dacă e să ne comparăm cu cineva, realizăm deodată că suntem cu toții niște săraci. Dacă ne comparăm cu altcineva, constatăm repede cu toții că suntem bogați. Până la urmă, contează cum ții inima. Dar punctul central care trebuie subliniat în acest cuvânt nu e neapărat acest statut social pe care l-au oamenii, cât pornirea Mântuitorului în mesajul pe care l-are de transmis. În viața de pe pământ, unii oameni sunt bogați, alții oameni sunt săraci. Atât. Vă întreb, pe la dumneavoastră cum e? Pe strada dumneavoastră cum e? În satul din care ați venit, aici în Austria cum e? În Linz cum e? În Austria cum e? În România cum e? Nu-i tot așa? Când te uiți la oameni, când intri cu ei în vorbă, unii bogați, alții săraci. Unii au că risipesc, alții râvnesc la ce-ar risipi. Ce înstăriți, mai înstăriți. Fereastra a doua. Cu vremea săracul a murit. A murit și bogatul. Prin această a doua fereastră, Mântuitorul ne atrage atenția asupra unei experiențe, asupra unei realități, care ne aduce împreună, oricât am fi de diferiți în viața de pe pământ, experiența aceasta ne aduce împreună. Moare și cel bogat, moare și cel sărac. Pe cel bogat, bogăția nu l-a ajutat să evite moartea. Probabil, ca orice alt om, și-a dorit și el să mai trăiască. Și cel sărac își dorește să trăiască și cel bogat își dorește să trăiască. Și dacă în momentele de necaz a vieții mai zicem, mai bine aș muri, când vine clipa, te răzgândești. E un novelist francez care surprinde într-o novelă povestea asta. Eroul principal este o femeie în vârstă, necăjită, în suferință, care toată viața ei, când dădea de câte ceva greu, obișnuia să zică, moarte, moarte, unde ești? Și într-o zi s-a dus în pădure, a luat de acolo niște vreascuri, niște lemne pentru foc și a luat în spate sarcina și a pornit spre casă. A alunecat și a căzut pe față în noroi, cu lemnele peste ea. Și frustrat a zis, moarte, moarte, unde ești? Și autorul spune că a venit moartea. Și a zis, Doamnă, mereu ai tot zis, moarte, moarte, unde ești? Nu, acum am venit, spune ce vrei. Și ar fi zis femeia, după novelistul francez, dacă tot ai venit, ajută-mă să iau lemnele astea în spate și să mă duc acasă. Așa e omul. Dar țineți minte, experiența aceasta este inevitabilă în final. Cu vremea săracul a murit, a murit și bogatul. Ține minte
vei muri și dumneata. Că ești acum mai tânăr, că ești mai în vârstă, undeva mai devreme sau mai târziu, va veni și ceasul în care Dumnezeu îți va separa, ne va separa sufletul de trup. Și aia va fi ziua morții. Momentul acela este pe drum și s-ar putea să fie mult mai aproape decât ne gândim că ar fi. Unii dintre noi suntem mai în vârstă. Mulțumesc lui Dumnezeu, încă mi se potrivesc vorbele bune de altfel pe care le-au spus farisei despre Iisus. Au zis și odată ceva bun despre Domnul Iisus. Au zis așa, n-ai nici 50 de ani. Asta a fost. Dar anii trec. În anii de slujire pastorală am avut situații nedorite de a înmormânta oameni mai tineri decât mine. Și dumneavoastră cunoașteți. Mor tineri, mor copii, mor și vârstnici, bărbați, femei, mergem și noi. Și v-aș întreba, peste 100 de ani unde o să fim? Vine ziua în care Dumnezeu va aduce clipa plecării tale în veșnicie. Vorbind despre lumea de dincolo, Iisus a zis, pe pământ bogați și săraci, moare și bogatul, moare și săracul. 3. Fereastra a treia. După moarte, sufletul omului continuă să trăiască în stare conștientă. Asta este noutatea. Cu această noutate, Domnul Iisus ne revelează de acum ce se întâmplă dincolo. Dar el pornește de la o observație, o constatare. E drept, biologic murim, dar după ce murim, e ceva în noi care nu moare. Chiar dacă trupul, corpul moare, funcțiile lui biologice încetează, chiar dacă este pus în mormânt, intră în putrefacție, nu-l mai vezi, totuși ceva esențial continuă să fie viu. Și acel ceva se numește sufletul. E sinele tău. E acela care face evaluări când te uiți în oglindă. Te observi. E acela din interiorul tău care constată, raționează, simte, gândește, face angajamente, pune întrebări, capătă răspunsuri. Sufletul tău. El trăiește și după ce murim. Că lucrurile stau așa, uitați-vă în cuvânt. A murit și bogatul, a murit și săracul. Și nu se încheie aici relatarea. Pe când era bogatul în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Vă rog să băgați de seamă că descrierea este o descriere care se potrivește unei ființe care există în stare conștientă. Vor zice unii mai grăbiți la citire și la înțelesuri că aici e parabolă, că aici e metaforă. Păi dacă e parabolă, dacă e metaforă, era un om bogat care se îmbrăca în subțire, era un sărac și care e metafora? A murit și săracul, a murit și bogatul. Și asta cum se interpretează? Care e metafora? În lumea de dincolo era în chinuri. Și care e metafora? Vă rog să observați, e viață. E cumva un rezumat a existenței umane. E revelația lui Dumnezeu despre lumea de dincolo. E o poveste în care ne regăsim. Nu e un limbaj simbolic, metaforic, pe care trebuie să-l interpretăm alegoric. Nu e alegorie. E viață, oameni buni. Ești în viață acum, ești bogat sau sărac, mori. Care e alegoria? Explicați-mi mie cum se interpretează alegorica asta. Cum interpretezi alegoric că un om bogat moare, că un om sărac moare? Cum? Vă spun cum. Nici cum. E viață. Este existența noastră. Cuvântul continuă
spunându-ne că după moarte sufletul trăiește, e viu. Aș lua ca dovadă vreo două locuri din Scriptură, diferite de acest text. Vă aduceți aminte ce a spus Domnul Iisus celui care pe cruce, murind alături de el, tâlharul care s-a întors la credință, i-a zis așa: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Sau în altă parte, cuvântul Domnului, cu atâta claritate, este scris în cartea Apocalipsa, capitolul 6, ni se vorbește în locul acesta despre niște oameni care au murit. Apocalipsa 6, versetul 9. Când a rupt mielul, adică Domnul Iisus, pecetea a cincea, am văzut sub altar în cerul lui Dumnezeu sufletele celor ce fusese răjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu, din pricina cuvântului și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Am văzut ce? Ce am văzut? Sufletele. Haideți să vedem ce se spune despre aceste suflete. Cuvântul lui Dumnezeu spune: ei strigau tare și ziceau, erau vii? Și ziceau: până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Observați raționamentul, existența conștientă, așteptarea pentru înviere? Că apoi cuvântul se continuă spunând: fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. E doar un loc din Biblie care arată că după moarte omul e viu. Aduceți-vă aminte de acel episod al transfigurării. Iisus pe muntele schimbării, pe muntele Tabor fiind, s-a schimbat la față. Și în prezența sa s-au arătat doi sfinți din vechime, Moise și Ilie. Amândoi erau vii. În dreptul lui Ilie, cineva răspunde, e limpede, n-a trecut prin experiența morții biologice. Dumnezeu l-a ridicat la cer cu trup cu tot. Dar de Moise ce o să mai spunem? Și unul și celălalt, în stare conștientă, comunicau, vorbeau între ei cu Domnul Iisus și între ei despre sfârșitul pe care urma să-l aibă Domnul Iisus în viitorul apropiat în Ierusalim, despre patima lui. Nu e vreme, nici nevoie, să arătăm că asta este învățătura Scripturii. După moarte, sufletul omului continuă să trăiască în stare conștientă. Bogatul despre care citim aici își aduce aminte că are acasă cinci frați. Lui este clar memoria felului de viață a fraților lui. Își dorește tare mult ca frații lui să nu ajungă locul în care se găsește. El conștientizează că este în chinuri, că e în văpaie grozavă. Își dorește o schimbare. Conștientizează lumea din jurul lui. Îl vede în sânul lui Avram pe Lazar. Poate comunica. Trăiește trăirile, senzațiile, în mod conștient al lumii în care se găsește. Grozav sunt chinuit în văpaia asta. Știe de Biblie, știe de Avram, îi zice părinte Avrame, nu îi zice domnule. Observați, vă rog, o existență conștientă. Ce vreau să spun este că dacă pe pământ ești bogat sau sărac, nu contează așa de tare, o să mori într-o zi, asta contează rău de tot. Și după ce mori, sufletul tău continuă să fie viu. Asta e foarte important. Fereastra 4. În lumea de dincolo, acest suflet viu pleacă în lumea de dincolo. Dincolo de zid. Și acolo, în lumea aceasta, sunt două locuri. Rai și iad. Asta este fereastra următoare. Bogați și săraci, moare și bogatul, moare și săracul. După moarte, sufletul e viu și merge în lumea de dincolo, în care este iad și rai. Două locuri. Cuvântul, Iisus, prin cuvânt, spune așa: săracul a fost dus în sânul lui Avram. Când a murit săracul, a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul, l-a îngropat, pe când era el în locuința morților în chinuri.
potrivit vorbelor Domnului Iisus, în lumea de dincolo, după pragul mormântului, există o altă lume cu două compartimente. Rai pentru cei drepți și iad pentru cei nedrepți. Va zice cineva, asta e o sperietoare. Cuvinte grele, mari, până la urmă n-au venit nimeni de acolo să ne spună cum e. Dacă crezi în Iisus, n-ai cum să mai spui vorba asta. El e cel care a venit de acolo să ne spună cum e. Dar vorba Domnului Iisus prin aceste cuvinte, și dacă ar învia cineva din morți, tot nu vor crede. Dacă ești pus să nu crezi, dacă ignori revelația lui Dumnezeu în Scriptură și dacă ar fi înviat, la momentul acela nu înviase nimeni. Uite că la momentul acesta a înviat. Iisus este viu, slăvit să fie numele Lui. Și din pricina numelui Său și a credinței în numele Său, oamenii aceștia se vor boteza astăzi în apă. Dumnezeu să fie lăudat pentru ce vor face. În lumea de dincolo este rai sau iad. Dumneata ai dreptul să ignori ce spun eu. Dar ignoranța ta nu desfințează realitățile de acolo. Ai dreptul să spui, nu e adevărat, nu accept. Dar necredința nu afectează realitatea. Acelea rămân în ființă, indiferent de ce crezi tu sau nu crezi. Uite, însoțiți-mă, vă rog, într-un exercițiu de imaginație. Eu locuiesc în Sibiu, un oraș în mijlocul României, în Sibiu. Imaginați-vă că cineva de aici s-a ridicat în picioare, zicem de aici din partea mea, cum arăt, în cor de acolo, cineva, uite, prietenul meu s-a ridicat și se zice, frate Nelu, vă rog cu respect să nu mai spuneți niciodată că locuiți în Sibiu. Este o mare prostie. Vă faceți de mândra minune, ar zice Ardeleanu. Și nu știu de ce. Păi ce, uite de ce. Sibiu nu există. Numai în mintea ta există. De când pe lume ai venit, cineva ți-a pus-o în minte, te-a topicurat cu ideea asta, ți-a repetat-o de atâtea ori până când ai ajuns să spui în gură mare că ești din Sibiu. Dar uite, noi suntem aici mai mulți și îți spunem că nu există Sibiu. Și imaginați-vă că toți ați votat asta. Și lângă votul dumneavoastră s-a alăturat tot orașul Linz. Sub presiunea colectivă, a zice, bine, nu este Sibiu. Și am votat cu toții că nu există Sibiu. Vă întreb, am desfințat cu asta de pe fața pământului orașul Sibiu? Depinde orașul Sibiu, existența lui, de părerea ta despre Sibiu? Depinde Sibiu de ce crezi tu despre el? Păi dacă vrei să crezi sau nu crezi, chiar nu contează. Dacă nici măcar de un asemenea loc nu te atingi cu părerea ta subiectivă, te întreb, de existența lui Dumnezeu și a lumii din acolo te atingi cumva? Apelez la raționamentul dumneavoastră simplu. Nu credința mea înființează raiul și iadul. Și nici necredința mea nu le desfințează. Raiul nu există pentru cine crede că este. Iadul nu este pentru cine crede că este. Iadul și raiul există pentru că le-a creat Dumnezeu. Și dacă dumneata accepți că există sau n-accepți că nu există, n-are nicio legătură cu existența obiectivă. Va avea legătură cu sufletul tău după ce mori. Și este rezonabil și înțelept să te trezești, să ne trezim. Rai și iad. Fereastra a cincea. Sper să nu le fi pierdut socoteală. Bogat și săraci. Moare și cel bogat, moare și cel sărac. După moarte, sufletul e viu. În lumea de dincolo, două lucruri. Rai și iad. Și acum cinci. Ajuns în lumea de dincolo, nu mai poate avea loc nicio schimbare în condiția sufletului. Sau altfel spus, după moarte nu se mai poate face nimic pentru schimbarea
locului dintr-o parte în cealaltă. Sau altfel spus, dacă ai murit pe pământ și după moarte sufletul tău a ajuns în iad, nimeni nu te va mai poate scoate de acolo. Iar dacă ai trăit cu Hristos și prin harul lui Dumnezeu ai fost dus între îngeri, în sânul lui Avram de îngeri, ai fost dus în împărăția lui Dumnezeu, în raiul lui Dumnezeu, de acolo nimeni niciodată nu te va da la o parte. În veșnicie nu mai are loc, nu mai pot avea loc schimbări. Atât de clar și de plastic și de viu Mântuitorul vorbește și dovedește acest adevăr. Uitați în ce cuvinte. A murit și bogatul și l-a îngropat. Să ne uităm din această perspectivă. Pe când era el în locuința morților în chinuri și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram, pe Lazar, pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat. Vă rog să observați cererea. Părinte Avrame, fie-ți milă de mine. Deci omul cere îndurare. De bună seamă că prin Avram nu trebuie să înțelegem personajul istoric Avram, că nu Avram decide cine, cum în împărăția lui Dumnezeu. E o exprimare eufemistică în spiritul gândirii iudaice, care se feria să pună în vorbă numele lui Dumnezeu ca nu cumva să-l întineze. Se foloseau aceste înlocuiri, expresii eufemistice. Spre exemplu, fiul risipitor când vine acasă spune am păcătuit împotriva cerului. Dar se înțelege că s-a gândit la Dumnezeu, că nu cu planetele a avut el treabă. Așa și aici, părinte Avrame, dar se înțelege că este vorba de Dumnezeu. Fieți milă de mine, uitați-vă, vă rog, la cererea lui. Trimite pe Lazar. Ce a cerut omul acesta? A cerut să fie mutat în rai? Uitați-vă, vă rog, asta a cerut? Nu. L-a dus mintea că asta nu poate cere. E prea mult. Uitați ce a cerut. Trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful, nu tot degetul, vârful degetului în apă. Câtă apă poți lua pe un vârf de deget? Și să-mi răcorească limba, că-și grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. N-a cerut mântuire, n-a cerut să fie mutat în rai. A cerut doar o ameliorare măruntă a condiției lui. Un gest. Vă rog să observați răspunsul. Răspunsul este șocant. Fiul i-a răspuns Avram. Adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Nu-ți limpezi aceste cuvinte? Nu e clar înțelesul lor? Nu-i limpede mesajul că după moarte, în condiția sufletului nemântuit, nu se mai face nicio schimbare? De unde aceste deșarte speranțe? Că se roagă pentru noi familia, că fac dărnicii, că sunt slujbe la biserică, vor fi numite dezlegări sau cum se întâmplă, depinde de tradiția a cărei biserici o fi. Vorbele Domnului Iisus rămân în picioare. Iar aceste cuvinte spun negru pe alb. În lumea de dincolo nu se schimbă nimic. Dacă ai murit în necredință, tot soborul de preoți, papa de la Roma, patriarhul de la Constantinopol să te dezlege. Nu se întâmplă nimic. Sunt afirmații gratuite, deșarte, slabe, fără consistență. Singurul nume care salvează este Iisus Hristos. Și Iisus Hristos a spus așa în acest cuvânt. Ai murit nemântuit, nici un strop de apă după aia nu mai primești. Nimic. Și vei zice, nu e corect. Ce nu e corect? Că ți-ai bătut joc de Dumnezeu toată viața, a fost corect? Că n-a ascultat de Evanghelie, a fost corect? Că a ignorat iubirea lui Dumnezeu? Dumnezeu l-a dat pe Iisus Hristos să moară pentru sufletul tău. Asta a fost corect? Răspunsul lui Dumnezeu în fața păcatelor omenirii, că noi am înfundat geamurile
lumea acestea să nu vină lumina. Păcatele noastre au făcut zi de despărțire între noi și Dumnezeu. Mai aud pe unii zicând, nu cred în Dumnezeu. Dar de ce nu crezi, mă? Păi nu cred în Dumnezeu pentru că în lume este suferință, este rău. Și cine a făcut rău ăsta, Ioane? Și aș crede în Dumnezeu dacă ar face Dumnezeu dreptate. Bine, să facă Dumnezeu dreptate. Și l-am întrebat pe un ateu odată. Zicea că e agnostic, un ateu mai cu minte. Păi dacă vrei să facă Dumnezeu dreptate în lume, uite, hai să facă. Cu cine vrei să înceapă? Îți stă în instinct să înceapă Dumnezeu din capătul ălalt al lumii. Să pune ordine în lume și când ajunge în dreptul sufletului tău imaculat, să găsește denul pe pământ. Dar dacă începe cu tine? Și uite, pentru că nu știe cu cine să înceapă, pentru că ne iubește pe toți, a început cu Fiul Său Iisus, pe care l-a dat ca jertfă de ispășire pentru mântuirea noastră, slăvit să fie în numele Lui. Amin. Și după aceea a hotărât o vreme de răbdare și de îndurare în care îi cheamă pe oameni la mântuire și la pocăință. Asta e răspunsul lui Dumnezeu. Și dacă în fața acestui răspuns te împietrești și spui, nu mă interesează, după moarte nu se mai întâmplă nimic. Nu există nicio schimbare. Am citit o predică a unui mistic medieval cu numele Henryk Suo. A trăit pe la anul 1200-220. Într-o predică intitulată Despre Infern, Henryk Suo, a fost un mistic catolic, a zugrăvit foarte plastic eternitatea pedepsei iadului. Și a început predica cam așa. Ce vom face o călătorie imaginară în infern. Călătoria va ține aproximativ un ceas. Vrea să spună că va predica un ceas. La un moment dat, veți găsi fragmente din predica lui Henryk Suo în cartea Istoria Infernurilor și în limba română o găsiți, scrisă de Jean Minot. Acolo, fragmente din ea. Pentru cine e curios să verifice. La un moment dat, Henryk Suo a spus, descriind ce chinuri erau în infern, și a imaginat că osândiților li s-ar fi dat dreptul să facă o cerere. Stăpânul le-a fi dat dreptul acesta, faceți o cerere. Și ei s-au adunat la oaltă, s-au sfătuit și cererea a fost următoarea. Stăpâne, Doamne, am vrea un munte de granit înalt până la lună și-a mai vrea o vrăbiuță și-a mai vrea să poruncești vrăbiuței să lovească în muntele de granit cu ciocul ei și să rupă din munte o bucată de piatră cât jumătate de bob de grâu. Și ce ați mai vrea? A mai vrea în 100.000 de ani să rupă bucățica. Și ne-a mai dori să o lași, să mai lovească 100.000 de ani, să mai rupă încă bucățică. Și a mai vrea să o lași să lovească 100.000 de ani după 100.000 de ani, ca să facă muntele de granit mare până la lună bucățile cât jumătate de bob de grâu bucată. Câte 100.000 de ani pentru o bucățică de piatră. Și ce ați mai vrea? Uite ce am vrea. Când va sfârși de fărâmat muntele, atunci am vrea să ne se sfârșească nouă pedeapsa. Răspunsul a venit ca un ciocan. Cererea se respinge. Pedeapsa este eternă. Așa a zugrăvit eternitatea. Dar să revenim. Bogați și săraci, moare și cel bogat, moare și cel sărac. După moarte, sufletul continuă să fie viu. Se duce în lumea de dincolo, unde va ajunge în rai, dacă ai fost credincios lui Iisus. Sau în iad, dacă ai fost necredincios. Locul în care vei ajunge este locul în care vei rămâne pentru vecii vecilor. Nu mai e posibilă nicio schimbare, nu mai există nicio îmbunătățire. Destinul este veșnic. Și acum, în final,
ultima fereastră, șasea, practic, ea reprezintă intenția principală a Domnului Iisus, este toată această întrebare, este această întrebare care plutește în toată atmosfera cuvântului. Care e locul în care se hotărăște veșnicia? Dacă mor și după moarte merg în lumea de dincolo și ajuns în lumea de dincolo, nu se mai schimbă nimic. Totuși, unde se iau deciziile? Care sunt soluțiile? Care-i momentul? Care este locul în care se decide destinul meu etern? Care-s răspunsurile? Care sunt întrebările esențiale? Care-s răspunsurile date? Ce trebuie să fac? Unde? Când? Ce? Cum? Astea plutesc în atmosferă. Vreau să observați cum în această narațiune sunt prezentate răspunsurile. Bogatul a zis, înțelegând că pentru el nu se mai poate face nimic, rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu. Omul a realizat că viața de pe pământ este intervalul de timp în care se iau deciziile. Că viața de pe pământ este timpul, momentul în care se decide unde se petrece veșnicia. Și pentru că a înțeles asta bine, reținând că pentru el nu se mai poate face nimic, a așteptat ceva în plus pentru frații lui aflați în viață. Trimite pe Lazar în casa tatălui meu să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci, adică au Sfânta Scriptură, să asculte de ea. Ce a avut Dumnezeu să spună oamenilor, a spus. Răspunsurile sunt puse într-o carte. Cartea aceea se găsește prezentă și în casa ta. Nu mai e necesar să facă Dumnezeu intervenții miraculoase, gen să vină cineva din neamurile tale, că asta era ideea. Pe un străin nu-l cred, dar să vină neamul meu. Vecinul meu să vină. Pe Lazar îl știu, că doar la ușa casei noastre a stat. Îl cunosc, frații mei, să vină el să ne spune. Nu. Ce a avut Dumnezeu de spus, a spus și este scris în Scriptură. Vă rog să observați răspunsul acestui nefericit suflet. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Vă întreb, știa ce are de făcut ca să ajungă în rai? Știa. Știa ce aveau de făcut frații lui ca să ne ajungă în iad? Știa. Și cât de clar e răspunsul, locul în care se decide veșnicia este viața de pe pământ. Și decizia care determină veșnicia este pocăința de păcate. Întoarcerea la Dumnezeu. Avram a zis, dacă n-asculte pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Rog să observați noțiunile. Să asculte de Biblie. Să se pocăiască de păcate. Să creadă. Astea sunt noțiunile, sunt prezentate aici ca soluții de ar fi făcute acestea, de ar fi fost făcute de acest suflet nemântuit. Era lângă Lazar, nu s-a pocăit cât a fost în viață. N-a crezut în Scriptură, în Dumnezeu. N-a ascultat de cerințele lui Dumnezeu și a ajuns unde a ajuns. Și de acum, cu regrete adânci, speră ca cei rămași în viață, dragii lui frați, să asculte de Biblie, să se pocăiască de păcate, să creadă în Dumnezeu. Frații mei, astea sunt soluțiile. Ține minte, s-ar putea să te numești între cei bogați, s-ar putea să pretinzi fals despre tine asta, sau să fie adevărat. Indiferent de statutul pe care îl ai pe pământ,
într-o zi vei muri. Sufletul pe care îl porți în tine nu moare. Este adevărat că nevoile lui sunt mult mai profunde decât pot da bogățiile pământești. Găsit pe culmea succesului, poate în cea mai grozavă confuzie spirituală a existenței sale, acel om de succes a zis: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, mănâncă, bea și veselește-te. Bietul avea o durere în suflet și s-a gândit că o rezolvă cu mâncare și cu băutură. Păi dacă te mănâncă sufletul, degeaba te scalpi la picior. Sufletul are alte nevoi. Sufletul are nevoie de mântuire, de iertare, de păcate, de dragostea lui Dumnezeu. Sufletul are nevoie de Duhul Sfânt, are nevoie de Evanghelie, are nevoie de Iisus. Slăvit să fie în numele Lui. Și Domnul se oferă nouă, hrănindu-ne sufletele. Se cere să ne pocăim. Se cere să credem. Se cere să ascultăm de ce a spus Dumnezeu. Și printre altele, Iisus a zis așa: oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu va crede, va fi osândit. Asta a spus Iisus. M-am silit în această dimineață, cât de concis și de simplu, să putem vedea în acest text acel sâmbure de adevăr rostit de Iisus. Adevărurile despre lumea de dincolo, ferestre spre lumea de dincolo. Bogați și săraci, moare și bogatul, moare și săracul. După moarte sufletul e viu, în lumea de dincolo este rai și iad. Unde ajungi, acolo rămâi în veac. Și aici, în viața de pe pământ, înaintea morții tale, ești chemat să te pocăiești, să crezi în Dumnezeu, să te botezi în apă, să duci o viață de ascultare de Dumnezeu. Și făcând așa, în numele lui Iisus, prin harul lui Dumnezeu, prin credință, fără fapte, prin harul lui Dumnezeu, să-ți fie sufletul salvat. Și când mori, la căpătâiul tău să vină îngerii și să te ducă în raiul lui Dumnezeu. Asta se poate întâmpla? Asta este ce a spus Domnul Iisus, binecuvântat să fie în numele Lui în veci. Ar fi mare pagubă într-o viață de om să ai în casă Biblia, să umbli la biserică, să participi la slujbe. Ar fi o mare pagubă să te tragi din familie creștină, să ai părinți creștini, să vii dintr-un popor creștin, să te bucuri de civilizație și cultură creștină. Ar fi mare pagubă în fața acestor oportunități, daruri, haruri a lui Dumnezeu de care n-au mulți parte. Tu să rămâi în afara promisiunii lui Dumnezeu, să trăiești mai departe în păcat, în necredință, să te joci cu sufletul tău și după moarte să te trezești la dureroasa și cruda realitate că ai făcut cele mai nebunești alegeri în viața de pe pământ. Este cuvântul Domnului în dimineața aceasta. Ce vei face? Puneți-vă în pielea acestui bogat. Imaginați-vă că Dumnezeu ar fi zis: nu te pot muta în rai, dar pot face ceva pentru tine. Uită-te în viu și îți mai dau un an. Te înviu și îți mai dau un an să văd ce faci. Dacă ai fi în iad și dacă din iad ți-ar scoate Dumnezeu sufletul, hai să punem altfel lucrurile. Îngăduiți-mă, atât doar. Zic și eu cum vine. În ce dată e așa? 25 februarie 2024. Imaginați-vă că ar fi să mori sau ar fi să vină Domnul, venirea Lui, anul viitor, 2024, 25 februarie 2025, peste un an. Imaginați-vă că acum ne-am găsit la 2 zile după răpire. 27 februarie 2025, 2 zile după răpire.
Imaginați-vă că am fi acum în anul 2525. Au trecut 500 de ani după răpirea bisericii la cer, după încheierea socotelilor. Pentru unii au trecut primii 500 de ani în iad, pentru alții primii 500 de ani în rai. Când în Biblie zice Sfânt, Sfânt este Domnul, îngerii, țineți minte, ziceau la altar, în vederea lui Isaia, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Acolo este o scară a revelației. Nu e o declarație așa, o repetiție monotonă, ci este o scară a revelației. Eu așa îmi imaginez, cum ai fi aici așa și de pe podeaua aceasta ai un orizont. Ai văzut frumusețea lui Dumnezeu din acest stadiu a revelației. Și asta scoate din tine un strigă de laudă la adresa lui Dumnezeu. Sfânt este Domnul. Și ca răsplată Dumnezeu spune, hai să-ți mai arăt ceva. Urcă și pe scara asta. Și ajuns pe noua treaptă, acel serafim care locuiește lângă tronul lui Dumnezeu. A zis, wow, Sfânt este Domnul. Și Domnul a zis, bine, încă o treaptă. Noua treaptă a revelat noi dimensiuni, noi profunzimi, noi sensuri, care au scos un alt strigăt, Sfânt este Domnul. Și la nesfârșit. Eu așa înțeleg veșnicie. Cine crede că se plictisește acolo, numai să ajungă acolo. Și când va fi trecut din veșnicie, nu știu cât, ne vom da seama că prăpastia între noi, făpturi create, și Dumnezeu nemărginit va rămâne eternă. Un izvor nesecat din care vom bea pentru vecii vecilor. Eu așa înțeleg. Și acum închipuiți-vă 500 de ani. Torcându-ne la exercițiul nostru de imaginație, imaginați-vă că Dumnezeu ar face un lucru nou. Ar da înapoi timpul. 2200, 2100, 2025, ziua în care veni răpirea, și mai înapoi, ne-ar aduce până în 2024, 25 februarie. Exact dimineața asta. Pe unii ne-ar scoate din iad și ne-ar pune pe bancă în biserică. Și pe alții din rai și ne-ar pune pe bancă în biserică. Și cu toții am ști în sufletele noastre, în inimile noastre, că până la capăt mai e un an. Acum vă întreb, dacă ai fi scos din iad și ți s-ar pune în față șansa să trăiești altfel ultimul an, cum ai trăi? Asta s-ar numi șansa a treia. Prima e când am făcut primul păcat. Eram micuți pe atunci. A doua este asta în Hristos. A treia e numai în imaginație. Nu mai există. De acum șansa mântuirii se oferă celor care, auzind cuvintele lui Iisus Hristos, cred în numele Lui și îl urmează ca ucenici. Puneți-vă la inimă aceste cuvinte. Anii trec repede peste noi. Și dacă apucăm să îmbătrânim, tot o să treacă repede. Sunt lucruri în viață care cu adevărat contează. Și între acelea care cu adevărat contează, dragii mei, contează ziua în care L-ați primit pe Iisus în sufletul vostru. Contează ceasul acela în care sângele lui Iisus Hristos v-a curățit păcatele. Contează greu ziua aceasta. În acolo, în apa botezului, veți declara credința lui Iisus Hristos. Contează pentru voi și pentru noi toți cuvântul, fii credincios până la moarte. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin.